Hei, salutare, prieteni! Eu sunt Cosmin și bine v-am găsit la un episod din RPS 21, cariera cu Craiova. Astăzi se deschide perioada de transferuri și vom juca doar meciuri cu FCSB, cred, pentru că o să facem mai mult cu transferuri și vreau să-mi scrieți în comentarii ce jucători vreți să transfer pentru episodul următor. Hai să vedem ce oferte avem. A, de la Scouter, nici nu mă interesează. Hai să mă uit la câțiva jucători să văd dacă mai am limita aceea de transferuri și revin. Radu Drăgușin de la Juventus ar fi un super transfer. Voi da pe Raice a plus 585.000. Un salariu mic pentru că atât are el și ar fi un transfer superb dacă ar veni. Aici mai avem câțiva jucători, nu avem bani. Big Five o să vină că se descrie perioada de transferuri. O să dau next pentru a... Se descrie perioada transferului. Hai să vedem, avem oferte de antrenoriat sau... Ia să vedem. Management career, manager offers. Avem 4 oferte de la Astra, Charleroi din Belgia, Gaz Metan și San Lorenzo din Argentina, dacă nu mă înșel. Voi da next, nu mă interesează, rămânem la Craiova, vreau să facem performanță cu această echipă. Voi da next și se deschide perioada de transferuri, așadar să vedem prezentarea lui Big Falvi, probabil. Ia să vedem. Eric Big Falvi semnează cu FC Craiova, se întoarce în fotbalul românesc. Vedem pe Big Falvi, semnează contractul, așadar este oficial jucătorul oltenilor, oficial Big Falvi. Vine la Craiova pentru a ajuta această echipă să facă performanță și luptă la titlu. Îl vedem. Vedem, dă un interviu, vedem tricoul nostru pe spate acolo, în spatele lui. Zice că vrea să dea tot ce mai bun la meciul de debut și îi ură succes la Craiova. Hai să vedem dacă dacă mai dăm ceva oferte. Voi reinoi câteva contracte. Acceptăm ce vrea Bălan. 200 de euro mai puțin, însă mai rămâne la echipă, la fel și Hugbert, tot la fel cu 200 de euro mai puțin. Diallo la fel. Cum era să accept oferta de la echipă în loc să acceptă cererea lui de reînnoire? Gâți la fel. Și oferte noi mai avem pentru Negru de la UTA în continuare. Va pleca și așa nu-l jucăm. Așadar Negru pleacă și mă voi mai uita de câțiva jucători. Acest Lobato are doar 16 ani și are 90 speed, 88 accelerations, over 72. Îi vom da așa 3 ani și gol bonus 1700. Sper să vină la echipă, ar fi un transfer fenomenal. Liber de contract și vom da din nou next să vedem oferte. Voi juca doar meciul cu FCSB acest episod pentru că vreau să-mi lăsați în comentarii idei de transferuri pe care să le fac episodul următor, să încerc să iau. Squad number, azi de ce nu mă ridăm lui Big Falvi. Și-a luat 22, să-i vom da numărul 11. Eric Big Falvi. Îl vedem cu fața lui, over 69, i-a mai scăzut overul. De fapt nu era pe poziția lui, de aceea avea over 69. Mă miram eu cum de-a scăzut atât de mult. Însă este un jucător foarte bun. Ia să vedem, oferte Drăgușin, nu acceptă. Edgar Junior, nici n-avem cum. Toledo, așteptăm pe Toledo. Hai să mai dau câteva oferte și revin. Am mai încercat să avem din nou acea limită, așa că vine meciul cu FCSB. Super meci pe Arena Națională, ei vor juca în roșu, noi în albastru. Am pus pauză pentru că venea Strănut. Vedem, joacă cu câteva rezerve. Târnovanu în poartă, apărare alcătuită din Stan, Miron, Simion și Haruz, mijlocaș, Ovidiu Popescu, Vână, Moruțan, iar în atac Florinel, Comandariu, Solaru și Ante, Vucușici. Nu joacă chiar cu toți titularii, noi în poartă cu Popa, fundaș Hugbert, Diallo, Diachite, Gâț, Șerban, Jabir, Big Falvi la debut, Muric, Bălan și fostul jucător de la Steaua, Octavian Popescu. Vedem baca de rezerve, nu mai avem niciun jucător neinclus în lot sau... Da, nu mai avem niciun jucător neinclus în lot, avem doar rezerve. Așa că să vedem, trupa antrenată de Toni Petraș
și trupa antrenată de Cosmin Ștefan se vor întâlni. Retur, i-am bătut 2-0. Vedem pe Morțan în imagini. Ne vedem de pe Arena Națională. Suntem pe Arena Națională la meciul dintre Steaua București și FCU Craiova. FCSB și FCU Craiova, ca să nu ziceți, dar FCSB Steaua. Un meci foarte tare. Sper să obținem minim un punct, pentru că va fi un meci greu. În Turi am bătut 2-0, ce-i drept, însă a fost pe teren propriu. Auzim suporterii roșalbaștrilor. Gâț până la Big Falvi. Big Falvi, prima atingere, tricoul celor de la Craiova. Știința Craiova, Octavian Popescu, să vedem, urcă. Fostul jucător de la Steaua a venit chiar de la ei. Big Falvi nu poate să șuteze acolo. Putea fi prima ocazie a meciului. Se aparține chiar noului venit Big Falvi, Darius Solaru. Hugber nu sare acolo. Hugber se revanșează, însă nu ține mingea în teren. Va fi corner. Să vedem cine execută. Eu nu zvână. Să vedem un trenuleț celor de la Steaua către Ovidiu Popescu cu capul. Prinde popa. Prima ocazie a roșalbaștrilor. Sunt periculoși la faze fixe. Au jucători care pot face diferența. Unul dintre ei este la noi, Octavian Popescu. Balonul este blocat. Jabir nu ajunge la minge. Să vedem Vukušić. Până la Florinel Coma, a trecut în dreapta la această fază. Către Olaru încearcă, iese Popa și dă cu capul. Putea și să prindă acolo, nu era presat. Însă n-a mers la risc. Gâț, aproape de a prinde mingea în fața lui Olaru. Vedem, Olaru a schimbat cu Coman. Și-au schimbat și de pozițiile. Eric Bigfalvi către Jabir. Jabir nu reușește să prelungească mingea. Șerban, Jabir, Popescu, Bălan, Popescu, îl învinge Petru Novanu. 1-0, gol, Știința Craiova, Octavian Popescu. Nu s-a bucurat atât de tare, însă înscrie împotriva fostei echipe. Octavian Popescu deschide scorul pe Arena Națională. FCSB, FCU Craiova 0-1. Gol înscris de decarul nostru, Octavian Popescu, tânăra speranța fotbalului, de care FCSB a scăpat foarte ușor. L-am cumpărat și vedem că n-am făcut o greșeală. Nu iartă Popescu din așa faze. Reușim să dăm primii la minge acolo. Bălan până la același Popescu. Jabir foarte bine acolo se descurcă. Octavian Popescu. Popescu n-are cu cine, de unul singur în continuare, Popescu de unul singur până la Șerban. Big Falvi, vine cu un șut blocat, încearcă și Big Falvi să creeze pericol. Nu acolo, este un faul dur la Coman. A fost nevoie, Gâci vede galbenul. A fost nevoie de acest faul pentru că FCSB pleca pe contraatac dacă nu făceam acest tackling. Stan, capitan acest meci, în realitate nu l-am mai văzut pe teren de, cred că are 2 ani de când am mai jucat. Să vedem, Octavian Popescu. Nu, Jabir. Acum e Octavian Popescu. A plecat Bălan, către el vine pasa. Să vedem, e și Big Falvi acolo, prelungește Bălan. Big Falvi nu ajunge la minge, iese Ștefan Târnovanu și prinde. Nu știu de ce joacă cu atâtea rezerve Steaua. Probabil a tratat meciul mai cu lejeritate, însă se pare că avem 1-0. Nu e atât de lejer meci pe cum credeau. Hai Șerban, vâne acolo, însă este pauză. FCSB 0-1, FCU Craiova. Octavian Popescu a scris împotriva fost echipe, fără șut FCSB, însă cum am și spus, nu te iartă, nu iartă nici FCSB. Are jucători care pot face diferența. Începe repriza secundă, atacăm de la stânga la dreapta. Jabir până la Big Falvi. Bălan. Jabir până la același Big Falvi. Big Falvi caută culoar. Bălan. În bara din spatele porții, puțin pe lângă poartă. Însă este bine că atacăm. Punem presiune pe roșalbaștri. Vedem cea mai mare distanță parcursă ca și dribling are Octavian Popescu, 70 de metri de la noi. Vukušić către Olaru. Olaru apără popa, ne salvează acum Jabir schimbă partea până la Miurici, care a fost cam inexistent în meciul ăsta. A plecat Bălan, către el vine pasa. Balonul este degajat în aud de către Stan, cred. Nu Stan, iese Ovidiu Popescu, intră wide.
În continuare nu fac schimbări ofensive, adică să intre un Tănase, nu știu să... Însă pentru noi este bine, este bine Bălan, era în offside, mult peste poartă. Da, și el și Popescu erau în offside. Iar Târnovanu se pregătește să degajeze sau să joace scurt. Degajează, da, era normal, nu prea avea cum să joace scurt acolo. Wide, vine Big Falvi la pressing, wide. Wide, reușește pasa către Olimpiu Moruțan. Vână. Foarte bine, Jabir acolo, foarte bine. Iar acum Octavian Popescu. De unul singur Popescu, să vedem. Urcă, nu vine nimeni să-l oprească Popescu. Șut de la mare distanță, balonul este respins în corner de Miron. Miron aproape să spargă capul la acel șut. Însă cred că se ducea bine șutul lui Popescu. Miuriș vine concentrare, Big Falvi nu reușește să dea cu capul. Jabir, este Coman acolo. Coman pasă către Miron, să vedem, urcă fundașul central al roșalbaștilor. Pasă lungă către Vucuși, dialoie primul Big Falvi. Big Falvi pierde mingea fața lui Wide și se dă faul pentru Steaua. Faul pentru FCSB, Big Falvi faultează. Ia să revedem încă o dată. Da, faul a dat Wide în minge. Și hai să venim și noi cu schimbare sau schimbări. Auzim suporterii Stelei. Iese Miurici, iese și Bălan, va juca ia Popescu, Big Falvi. Va juca Big Falvi în atac. Caceiro cu Munteanu. Și două schimbări facem, doar atât. Improvizăm puțin, voiam să joc pe Popescu în atac, însă am văzut că și Big Falvi are over bun. Popescu lăsăm în flanc acolo unde se descurcă. Bine, iese Coman, intră Tănase. Nu este iar jucător pentru a intra Tănase. Coman șters și el meciul ăsta. Jabir acolo, oh, ce pasă greșită Tănase. La prima atingere este 1-0, 1-1. Jabir gafează și vedem bucuria roșalbaștilor. FCSB egalează pe arena națională prin Florin Tănase, capitanul. Bine, văd că încă e la stamba de rola. Intră și șut în locul lui Vână. Gafă mare acolo, Jabir a strecurat înapoi mingea în centru. Iar noi pornim din nou la goana către golul cu numărul 2. Stan întoarce la Târnovanu. Gâț e primul, însă pasează bine până la urmă. Am crezut că va greși Jabir. Big Falvi, Big Falvi, Big Falvi! Toată lumea credea că să paseze către Popescu, însă a șutat, l-a surprins pe Târnovanu, însă este atent puștiul din poarta roșie albaștrilor. Darius Solaru, Jogberg foarte bine acolo. Este out, minutul 85. Ultimele minute ale partidei, ultimele 5 minute. Zdem câte minute de prelungiri vom avea. Moruțan, pasă foarte bună către Olaru. Trebuie să ne avem grijă, trebuie să avem grijă la această fază. Olaru, Olaru, să vedem, Hugberg s-a pus bine fața lui pentru a nu centra. Moruțan, foarte bine Jabir acolo. Iar acum Octavian Popescu, a plecat și Big Falvi. Popescu nu prea mai poate. Popescu încearcă să se întoarcă, să dea drumul la minge, însă s-a prins șut de schemă. Ce pasă către Vucuși și dialoie acolo. Oh, Tănase! Nu este atent Tănase, iar Popa respinge. Foarte mult noroc am avut că n-a fost atent acolo. Ultima fază, Munteanu către Octavian Popescu, este Târnovanu, nu mai poate Popescu. Și cred că așa se va termina acest meci, un rezultat bun, ținând cont că este echipa cu cel mai valoros lot din liga. Întâi este final FCSB Craiova 1-1. Ținând cont că este cel mai valoros lot din campionat, este un rezultat bun, dar ținând cont de poziția din clasament, puteam obține mai mult, însă măcar am scos un punct, de cât de loc e bun și un punct. 1-1 așadar. Suntem la un singur punct de primul loc ocupat de Botoșan, care avem meci episodul următor. Însă voi mai ține un pic din acest episod pentru a mai negocia cu jucători. Hai să vedem. Lobato acceptă, Lobato și mam, 24 de milioane valorează. Iar Lobato semnează cu FCU Craiova și nu știu dacă voi mai lua ceva la ce buget de salariu avem. Super transfer Lobato, o să ne uităm imediat la statistici când va semna. Iar eu mă voi uita dacă am ce să transfer de acest buget de salariu. Da, nu prea mai am ce să transfer așa mult de acest buget de salariu. Vom da next, poate primim vreo ofertă, ceva, nici nu știu.
Așteptăm să vină Toliero la echipă și este prezentat oficial și Toliero. Îl vedem și pe el. Semnează contract un super atacant care poate să ia locul lui Bălan. Vom vedea, probabil la meciul cu Botoșan va fi rezervă, însă îl vom vedea în repriza secundă pe teren. Sau poate de ce nu chiar titular. Însă nu uita să scrieți în comentarii ce transferuri să fac și episodul viitor. Vedem pe Lobato. Lobato, nu cum i-am zis eu numele. I-am zis, nu știu, i-am zis parcă Toliedo, da, Lobato vreau să zic. Azi din ce număr îi dăm? Unde este Lobato? Îi dăm numărul. Da, îi dăm numărul 14. N-avem ce număr să-i dăm. I-am dat 11 lui Big Falvi și să-l vedem pe Lobato, îl vedem aici, intră în locul lui Pop pe bancă. 72 over, probabil va lua locul foarte ușor lui Bălan. Acea viteză plus finalizare foarte bună. Să vedem oferte primite. Banul Lobato a venit pentru Pop, ofertă de la Newort. Cred că în Franța, hai să dăm negotiation, să cerem 262.000. Cam mic oferta pe cât valorează el. Însă, hai să vedem. Istrate, le-a împrumut 111.000 de euro cu opțiune de cumpărare. Nu știu ce să fac. Dădusem doar oferta așa în caz că nu venea niciun atacant, însă momentan va rămâne acolo. De-abia ce am avut meci cu FCSB. Încă o zi de negocieri. Ofertă din nou pentru Cachiro, care nu va pleca. Bălan nici nu va pleca. Pop va pleca. Mai crește și bugetul de salariu acolo. Și cam aici mă voi opri și eu cu acest episod. Vă rog să scrieți în comentarii ce transferuri să fac episodul următor. Eu am fost Cosmin. Nu uitați de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Iar noi sigur ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!